Doamnelor, domnilor, bun găsit, începe acum Nova Observatorul. Oamenii legii au arestat un bărbat implicat într-o altercație violentă la o sală de fitness din Timișoara pe data de 1 august. Incidentul a avut loc când un conflict spontan între patru persoane a degenerat, rezultând în junghierea unuia dintre participanți. După câteva zile de investigații, pe 6 august, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Oamenii legii au arestat un bărbat de 32 de ani implicat într-o altercație violentă la o sală de fitness din Timișoara pe data de 1 august. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:30, când un conflict spontan între patru persoane a degenerat, rezultând în rănirea prin înjunghiere a unuia dintre participanți. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. După câteva zile de investigații, pe 6 august, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de tulburare a ordinii și liniștii publice și loviri sau alte violențe. Pe 7 august, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. În același caz, polițiștii au reținut și un bărbat de 23 de ani care a fost depistat în Vama Cenat și arestat preventiv pentru 30 de zile. Un al treilea participant în vârstă de 29 de ani este căutat de autorități, fiind emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Ancheta continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturi egale pe parcursul procesului penal. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna august și începutul lunii septembrie. Temperaturile vor fi ridicate, însă vom avea și zile ploioase. Iată prognoza meteo completă emisă de ANM. În următoarele 4 săptămâni, temperaturile se vor menține mai ridicate decât cele normale, în special în regiunile sudice și sudvestice. Cantitățile de ploaie înregistrate vor fi în general reduse. Potrivit ANM, în săptămâna 12-19 august, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sudvestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 19-26 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales în regiunile sudice și sudvestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordvestice și local la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă. În săptămâna 26 august 2 septembrie, temperatura medie aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sudvestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea vestică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. În săptămâna 2-9 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudvestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în cea mai mare parte a țării. Primăria Timișoara va încheia un acord de colaborare pentru colectarea și reciclarea articolelor textile uzate. 5 containere de mari dimensiuni vor fi amplasate în diferite locații din Timișoara, oferind cetățenilor o soluție convenabilă și gratuită pentru a se debarasa de haine și materiale textile vechi. Aceste deșeuri vor fi transportate la un punct de lucru din Comuna Moșnița Nouă, unde vor fi reciclate printr-un proces ecologic. Primăria Timișoara va încheia un acord de colectare pentru colectarea și reciclarea articolelor textile uzate de la timișoreni. 5 containere de mari dimensiuni vor fi amplasate în diferite locații din Timișoara, oferind cetățenilor o soluție convenabilă și gratuită pentru a se debarasa de hainele și materialele textile vechi. Aceste deșeuri vor fi apoi transportate la un punct de lucru din Comuna Moșnița Nouă, unde vor fi reciclate printr-un proces ecologic care nu poluează mediul. Locațiile unde timișorenii vor putea duce la containerele speciale hainele și textilele vechi sunt Piața Daci, Piața 700, Piața Traian, Intrarea Doinei și Zona Soarelui la Școala Gimnazială numărul 30. Primăria Timișoara va asigura spațiile necesare pentru amplasarea containerelor și va informa constant cetățenii orașului cu privire la utilizarea lor și beneficiile colectării responsabile a deșeurilor. Acțiunea are scopul de a reduce cantitatea de deșeuri textile care ajung la groapa de gunoi, contribuind astfel la reducerea impactului negativ asupra mediului. Primăria Timișoara continuă, extinde și diversifică modalitățile de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Această inițiativă se înscrie în seria demersurilor administrației locale de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și de a proteja mediul înconjurător în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Timișoara își propune să devină un exemplu de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor în beneficiul tuturor locuitorilor săi. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acestui acord este inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 13 august.
Politehnica Timișoara a câștigat 3 medalii la campionatul național de canotaj. Echipajul format din Andrei Popovici și Bogdan Gorea a fost cu 6 secunde mai rapid decât echipajul aflat pe poziția secundă. Tot în prima zi de concurs, Popescu, Daliana, Andreea de la CSU Politehnica Timișoara a câștigat medalia de argint și a devenit vicecampioană națională la simplu vâsle. Andrei Dumitru Popovici și Bogdan Gorea de la Politehnica Timișoara au câștigat medalia de aur la canotaj în cadrul campionatului național de seniori. Aceștia au terminat primii la dublu rame fără cârmaci, categorie ușoară. Canotorii alb-violeți au câștigat alte 2 medalii de argint. Politehnica Timișoara a câștigat 3 medalii la campionatul național de canotaj. Echipajul format din Andrei Popovici și Bogdan Gorea a fost cu 7 secunde mai rapid decât echipajul de la CSU Suceava, aflat pe poziția secundă. Tot în prima zi de concurs, Popescu, Daliana, Andreea de la CSU Politehnica Timișoara a câștigat medalia de argint și a devenit vicecampioană națională la simplu vâsle. Totodată, competiția a fost câștigată de echipajul de la CSA Steaua București. Antrenoarea canotatorilor de la Timișoara este Ecaterina Calapiș. La centrul de zi pentru copii din Cunț, activitățile educaționale continuă și în vacanță prin programul școlii de vară. Copiii au fost entuziasmați și sunt nerăbdători să înceapă activitățile de săptămâna viitoare dedicată fructelor și importanța acestora pentru sănătate. La centrul de zi pentru copii din Cunț, activitățile educaționale continuă și în vacanță prin programul școlii de vară. Activitățile sunt interactive și diversificate, de la săptămâna micilor sanitari, la cea a micilor agricultori, jocuri de rol, activități sportive, desene și meșteșuguri. Toate sunt menite să-i ajute pe copii să se dezvolte prin activități experiențiale, să înțeleagă mai bine utilitatea acumulării de noi cunoștințe și adaptarea acestora în viața de zi cu zi. Copiii au fost entuziasmați și sunt nerăbdători să înceapă activitățile de săptămâna viitoare, dedicată fructelor și importanța acestora pentru sănătate. Prin implementarea de metode non-formale de învățare, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, beneficiarii centrului, oferindu-le un mediu sigur, plin de bucurie, în care se investește grijă și atenție. Timișoara va fi celebrată în perioada 16-18 august prin concerte și peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare. Evenimentul o aduce în premieră la Timișoara pe artista apreciată la nivel mondial, Rita Ora. Timișoara va fi celebrată în perioada 16-18 august printr-o serie de concerte în premieră și peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare pentru toate gusturile. Capul de afiș al manifestării îl țin artiști de renume mondial precum Rita Ora sau Passenger. Line-up-ul este completat de Zdob și Zdub. Aceștia vor concerta sâmbătă 17 august în Parcul Civic. E un eveniment pe care orice oraș mare din Europa îl are. Are și o componentă pentru publicul larg. Pe Bulevardul Lice Brătianu vom avea artiști de talie internațională. Dacă anul trecut ne-am bucurat să îi avem prezenți în Timișoara pe Jessie J, Rosin Murphy, Jose Gonzalez, Katie Melua și așa mai departe, anul acesta au răspuns invitației noastre Rita Ora, Passenger și Zdob și Zdub. Zdob și Zdub nu sunt în premieră la Timișoara, cum sunt primii doi, dar ne bucurăm de fiecare dată de prezența lor. Evenimentul este, bineînțeles, finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. Există și o hartă a locației care va fi urcată pe site-ul evenimentului. După cum se vede, scena principală o arată colega mea cu zona pentru concertele de sâmbătă, iar în parcurile adiacente sunt scenele secundare și zonele dedicate unei zone de rock, unei zone de jazz, unei zone de muzică electronică și așa mai departe. Pe lângă sectorul cel mai important, care adună peste 40 de operatori din program, există evenimente care se desfășoară și în afara acestuia. Așadar, este un program complex și propune evenimente care sunt de la ateliere pentru copii până la teatru, teatru de păpuși, expoziții, street art, la cinema Arta, de exemplu. Adică este o varietate pe care ne-o dorim pentru a arăta efervescența orașului din care a rămas și după anul de Capitală Europeană a Culturii. În spațiul principal, în cele două parcuri și bulevard, vor fi
cum spuneau și colegii, parcul civic, care va fi în special al operatorilor de festivaluri din Timișoara, după care parcul Lice Prătianu, care este dedicat operatorilor culturali, organizații de tineret, organizații de sport, care au activări de la o demonstrație de mini handball până la triatlon, volei și un panou de escaladă, de exemplu. Programul Timișoara Capitală Culturală 2023 a constituit momentul de debut al acestui eveniment, iar organizatorii doresc continuarea lui pentru a pune Timișoara pe harta festivalurilor de anvergură. Timișoara a crescut enorm în zona festivalieră, a crescut enorm în zona muzicală și cred că este o bună oportunitate de a arăta și oferi tuturor celor care vin nu doar din oraș, ci din afara orașului, că Timișoara este un oraș relevant în zona festivalurilor mari și în următorii ani eu personal cred că va crește foarte mult. Forțele de ordine sunt pregătite pentru siguranța participanților la eveniment, mai ales în ziua de 17 august, când se preconizează o prezență de aproximativ 35.000 de oameni. Vom avea un dispozitiv dinamic și complex. Inițial era vorba de o zonă perimetrată. Ulterior, cei din organizarea evenimentului au decis că vor elimina aceste garduri pentru a lăsa senzația de spațiu și pentru a lăsa oamenii să intre și să iasă în festival din orice direcție doresc. Lucru care pe noi ne pune în poziția de a avea mult mai multă grijă în partea de profunzime. Vom institui dispozitive de filtrare și prefiltrare a zonei, astfel încât în zona de desfășurare a evenimentului să fie totul coordonat. Va fi un dispozitiv în care vor fi angrenați aproximativ 100 de jandarmi și 30 de mijloace auto. Organizatorii au solicitat celor de la STPT ca în 17 august programul mijloacelor de transport să fie prelungit până la ora 1. Președintele Partidului Republican din România trage un semnal de alarmă referitor la sistemul de sănătate. Marian Cucșa spune că diagnosticarea copiilor la Spitalul Lui Sturcanu din Timișoara nu se face conform protocoalelor, iar asta a dus la mai multe decese datorită erorilor făcute de medici. Marian Cucșa, președintele Partidului Republican din România, trage un semnal de alarmă referitor la sistemul de sănătate din țară. Cucșa spune că tragedia de la Spitalul Sfântul Panteleimon din București a readus în atenția publică încă o dată sistemul de sănătate din țara noastră și deficiențele sale. Au trecut 34 de ani de la Revoluție, timp în care în fruntea Ministerului Sănătății s-au perindat 30 de politicieni, fără să luăm în calcul mandatele interimare. Sunt peste 3 decenii în care sistemul nostru de sănătate, în loc să fie îmbunătățit, s-a prăbușit cu complicitatea PSD, PNL, USR și UDMR, lăsând în urmă doar suferință și oroare. Pe lângă cazul de la Spitalul Sfântul Panteleimon, sistemul de sănătate are multe alte probleme. România se confruntă cu un exod uriaș de medici și suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauze care pot fi prevenite și locul 2 mondial în clasamentul ratei mortalității, transmite Marian Cucșa. Președintele Partidului Republican din România spune că diagnosticarea copiilor la Spitalul Lui Sturcanu din Timișoara nu se face conform protocoalelor, iar asta a dus la mai multe decese din cauza erorilor făcute de medici. Doar în ultima lună, 3 copii au murit din cauza diagnosticării eronate. Actualul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, se poate considera norocos dacă e să ne referim la durata mandatului. Este ținut în funcție de PSD din 2021, fiind printre cei mai longevivi miniștri. Un ministru care nu a făcut însă nimic pentru români. Ba mai mult, a venit cu un plan pentru prevenția cancerului care nu poate fi pus în aplicare și a taxat suplimentar pe românii bolnavi care au nevoie de concediu medical. În tot acest timp, nu a făcut nimic pentru ca România să nu mai fie pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din cauze care pot fi prevenite. Niciunul dintre cei 30 de miniștri ai sănătății nu a venit cu un program de prevenție, de conștientizare a beneficiilor analizelor anuale, a mai precizat Marian Cucșa. Un bărbat a incendiat o canapea umplând de fum zona Mătăsarilor. Polițiștii locali l-au identificat pe bărbatul în vârstă de 38 de ani care a dat foc canapelei, riscând ca flăcările să se extindă și la alte imobile din jur. Persoana a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei. Un bărbat a fost sancționat de polițiștii locali pentru că a incendiat o canapea, umplând de fum zona Mătăsarilor. Polițiștii locali au identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani care a dat foc unei canapele, riscând ca flăcările să se extindă și la alte imobile din jur. Persoana care a dat foc canapelei a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei. Nu este prima dată când sunt întâlnite astfel de situații, recent o altă persoană fiind sancționată pentru aceeași faptă. Poliția locală atrage atenția asupra faptului
că pe lângă disconfortul produs de fumul degajat și amenziile mari, există și un real pericol ca focul să se extindă foarte rapid către case de locuit, mai ales că vegetația uscată din jur și temperaturile de afară pot facilita răspândirea focului. Timp Parc oferă spre licitație mai multe autovehicule. Evenimentul se va desfășura la sediul instituției în data de 27 august. La procedura de licitație pot participa atât persoane fizice cât și cele juridice. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor publice din Timișoara, Timp Parc, oferă spre licitație mai multe autovehicule. Licitația se va ține la sediul Timp Parc, situat pe calea Șagului numărul 147E, în data de 27 august, ora 9. La procedura de licitație pot participa atât persoane fizice cât și cele juridice. De asemenea, pentru participarea la licitație, ofertanții au nevoie de o serie de documente necesare, pe care trebuie să le depună pe adresa oficială de e-mail la Timp Parc. Data limită de depunere a acestora este 26 august. Totodată, procedura de licitație deschisă cu strigare se va derula în conformitate cu prevederile procedurii de valorificare a vehiculelor. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!